Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Un zâmbet sănătos. În debutul emisiunii de astăzi vom vorbi despre nevralgia de trigemen, o afecțiune caracterizată prin apariția unor dureri de scurtă durată, secunde, minute foarte intense, care debutează și se sfârșesc la fel de brusc, la nivelul unei jumătăți a feței. Durerea este severă și este descrisă ca și lovitură de cuțit, șocuri electrice, arsură puternică, atroce. Ea apare pe neașteptate, fiind provocată de contracția mușchilor feței, contracția pleoapelor, contracția buzelor. Nevralgia de trigemen mai este cunoscută și ca tic dureros. De obicei, durerile sunt provocate de un stimul minim, de o atingere ușoară, de o stimulare luminoasă. Stimulul este ușor de recunoscut pentru că determină brusc o durere de intensitate maximă. Nevralgia de trigemen este o afecțiune pentru care un număr important de pacienți de toate vârstele se prezintă fie la medicul de familie, fie la medicul neurolog. Este vorba de o durere în zona facială, cel mai frecvent în zona mijlocie a feței. Denumirea de trigemen se referă la faptul că acest nerv are trei ramuri importante care acoperă toată zona feței. Pacienții vin cu dureri cel mai frecvent în zona mijlocie a feței, fie că este vorba de o durere continuă, fie că este vorba de o durere intermitentă. Dacă durerea este intermitentă, termenul este de nevralgie esențială de trigemen. Cuvântul esențial înseamnă că oricâte cauze am căutat cu mijloacele obișnuite, nu vom reuși să găsim cauza. O a doua categorie de durere în zona feței este nevralgia secundară de trigemen. Când putem depista o cauză, foarte frecvent fiind vorba de o cauză dentară, o suferință a sinusurilor sau alte traumatisme în zona feței. Dacă o nevralgie secundară poate fi rezolvată de stomatolog, de medicul orelist, de medicul de chirurgie bucomaxilofacială, este mai complicat cu nevralgia esențială de trigemen, care se manifestă sub formă unor crize dureroase extrem de violente în porțiunea mijlocie a feței, uneori cu iradiere și către porțiunea inferioară a feței sau către regiunea frunții. Durerea este declanșată de factori diversi, poate fi vorba de un curent aeric, de spălarea feței, de introducerea unui aliment, astfel încât în momentul în care pacientul își dă seama că un astfel de factor poate genera durerea, va înceta să mănânce, va înceta să se spele pe față, va înceta să mențină o igienă minimală a cavității bucale. Într-o astfel de situație, pacientul se adresează medicului neurolog până la urmă. Există diverse scheme de tratament, se recomandă un tratament continuu și în funcție de evoluție, schemele pot fi modificate. În cazul în care durerea este localizată în porțiunea mijlocie sau inferioară a feței, poate apărea problema diferențierii durerii cauzate de nevralgia de trigemen cu durerea cauzată de dinți. Astfel, în cazul unor tratamente dentare în care durerea persistă sau reapare după ce problemele dentare au fost rezolvate, putem discuta despre o posibilă nevralgie de trigemen. Poate să facă o radiografie, o panradiografie, să se vadă rădăcinile dinților, să se vadă sinusurile și dacă și aceste explorări sunt normale, atunci ajunge la concluzia că este o nevralgie esențială, care nu are cauze stomatologice sau sinusale. Examenul neurologic, în general, nu evidențiază anomalii. Tomografia computerizată și examenele radiologice cu substanță de contrast sunt normale la pacienții cu nevralgie trigeminală fără cauză cunoscută. Există însă și forme de nevralgie datorate unor leziuni organice, de exemplu malformații arteriale sau venoase,
ce comprimă rădăcina nervului trigemen. Aceste forme beneficiază de tratament percutan prin radiofrecvență sau decompresiune chirurgicală a nervului, ce produc ameliorarea de durată a simptomelor. În primul rând, se caută o nevralgie secundară de trigemen cu o panradiografie, cu o explorare a zonei feței și dacă aceste explorări sunt normale, atunci se caută zona creierului din care își trage originea nervul trigemen. Este vorba de trunchiul cerebral, care este evidențiat cel mai bine de un examen care se numește IRM, adică imagerie prin rezonanță magnetică. Această examinare. Există două modalități de a efectua această examinare. Există persoane care au posibilități financiare și atunci costul explorării de la un centru la altul variază între 720-750 de RON. Există și varianta compensată în care medicul neurolog poate da un bilet de trimitere, pacientul este pe o listă de așteptare și atunci când îi vine rândul, efectuează examinarea gratuit. Crizele în sine nu sunt aducătoare de pericole suplimentare, numai că este o durere greu de suportat. Din cauza faptului că atacurile dureroase nu sunt previzibile, bolnavul poate deveni terorizat de posibila reapariție a durerii și evită orice stimul bănuit de a fi declanșator al durerii. Mulți dintre ei refuză să mai vorbească, refuză să se alimenteze și, drept urmare, slăbesc. Au tendința la suicid sau la morfinomanie. În timp, atacurile devin din ce în ce mai frecvente. Ceea ce este cel mai important când ne confruntăm cu o astfel de boală este să știm că nu va dispărea de la sine, iar prezența constantă a durerii va afecta considerabil calitatea vieții. Cel mai frecvent, la debutul nevralgiei esențiale de trigemen, medicația obișnuită, algocalmin, antinevralgic, antiinflamatoriile, reușesc să amelioreze pasager aceste crize. Cu timpul însă, crizele se intensifică și sunt necesare medicamente mai puternice din categoria Lyrica, gabapentin, tramadol, cantități din ce în ce mai mari, care finalmente vor duce la suferințe secundare, la manifestarea efectelor secundare ale acestor medicamente, de ordin hepatic, gastric, renal și așa mai departe. Se pot face alcoolizări de nerv trigemen. Este o procedură pe care o fac colegii de la chirurgie bucomaxilofacială. O altă metodă de tratament este acupunctura. De altfel, în tratatul de neurologie al profesorului Arsene, la finalul capitolului de nevralgie de trigemen, după ce sunt prezentate toate metodele medicamentoase și fizicale de tratament, profesorul Arsene afirmă, dacă nu există răspuns, se poate încerca acupunctură. Evoluția în timp în nevralgia de trigemen tinde să devină tipică. Apar intervale dureroase tot mai lungi și mai intense, iar remisiunile tot mai scurte. Sunt și situații în care evoluția în nevralgia de trigemen este considerată atipică, durere persistentă și răspuns slab la tratamentul medicamentos. Pacienții refuză să se alimenteze și de aici pot să apară alte complicații, se izolează, devin necomunicativi, nu se odihnesc și de aici pot să apară alte probleme. Durerea este unica problemă, dar o problemă importantă. Existând factori declanșatori, introducerea alimentului în gură, curentul aeric, există situații când un pacient poate avea 2-3 crize pe zi sau poate avea o criză pe lună. Palatoschizis sau gura de lup și chelioschizis sau buza de iepure sunt boli care pot apărea împreună sau separat. Palatoschizul și chelioschizisul sunt defecte faciale și orale care au loc la un copil care este încă în uter. De obicei, în timpul săptămânii a șasea, laturile opuse ale cerului gurii sau bolții palatine și buzelor ajung mai aproape una de alta până la fuziunea completă. Uneori, nu există suficiente țesuturi pentru a fuziona și palatoschizisul sau chelioschizisul apar sau apar sub o formă a ambelor patologii.
O astfel de fuziune incompletă de obicei nu se limitează la defecte nazale de bază, dar acoperă de asemenea oasele maxilarului superior. Malformațiile congenitale de tip de spicătură labio-maxilopalatină, denumite în popor gură de lup, buză de iepure, sunt accidente morfologice severe, care dezavantajează aspectul fizic al copilului nou-născut, dar aduc și o importantă problemă funcțională, pentru că acești copii nu pot fi hrăniți cu ușurință în perioada neonatală, dat fiind că există și persistă din perioada intraembrionară o comunicare între gură și nas. Dincolo de dezavantajul pe care îl creează nașterea unui copil cu o malformație congenitală atât de vizibilă și asimilată cu ceva foarte grav, e nevoie ca părinții copiilor care au despicătură labio-maxilopalatină să știe că există tratament pentru această malformație congenitală și nu chiar un singur tratament, ci o secvență de intervenții terapeutice în care foarte mulți medici urmează să se ocupe de copilul lor și să le echilibreze până la maximum de estetică și funcționalitate facială și orală. Cu siguranță că pentru mamă este cel mai greu să-și vadă copilul nou născut incapabil să se alimenteze singur, gavat, asistat neonatologic pe o perioadă mai lungă de timp decât ceilalți copii care s-au născut în același salon și în aceeași maternitate cu copilul lor. Mamele se întreabă adesea de ce copilul lor are această problemă și specialiștii nu au încă o explicație completă pentru această anomalie dentofacială. Nu știm care este cauza despicăturilor labio-maxilopalatine. Continuăm să studiem, știm că există despicătură în foarte multe sindrome genetice, dar acolo diagnosticul este altul. Despicătura este doar un semn dintr-o cohortă de alte semne și o problemă, pe lângă multe alte probleme cardiace, malformații ale degetelor, hidrocefalie, sunt foarte multe alte probleme de sănătate generală care dezavantajează copiii care au sindrome genetice și încă o problemă ca cum este despicătura labio-maxilofacială. Cauzele bolii la o parte din majoritatea copiilor rămân necunoscute. Defectele genetice ar putea fi cauza patologiei palatoschizisului și cheiloschizisului. Modificările genelor pot fi determinate de efectele mediului, alimentația mamei, consumul de medicamente anticonvulsive, medicamente pentru acnee care conțin avodart acutane, metotrexat, medicamente pentru care tratamentul tumorilor, artritei, psoriazisului și de infecțiile virale anterioare. În cazul în care mama sau tata au avut palatoschizis sau cheiloschizis, riscul pentru copilul lor crește. Riscul este de asemenea crescut prin fumatul mamei. Femeile care au fumat au un nou născut cu patologie de despicătură de palat dur sau de buză de iepure mult mai frecvent. De asemenea, diabetul zaharat diagnosticat înainte de sarcină crește riscul de apariție a bolii la copil. Foarte adesea s-a vorbit despre faptul că despicătura labio-maxilopalatină este consecința unui factor teratogen care acționează în perioada de organogeneză, în primul trimestru de sarcină, foarte devreme de altfel, dar nu există studii care să ne convingă că doar asta este cauza anomaliei de tip despicătură labio-maxilopalatină. Se spune că există familii cu susceptibilitate, părinți care au în ascendență sau poartă chiar ei înșiși o despicătură labio-maxilopalatină și transmit copilului lor o susceptibilitate la această malformație congenitală, care în condiții de mediu nefavorabile pentru un nou născut, în prima manifeste pe mamă, în primul trimestru de sarcină, vor deveni purtătorii unor malformații congenitale de acest tip. În realitate însă vorbim despre ereditate multifactorială. Sunt mult prea mulți factori pe care ar trebui să-i controlăm ca să putem să vorbim despre prevenție în domeniul ăsta malformațiilor congenitale. Cel mai adesea însă este un accident morfologic, ceva care se întâmplă o singură dată și pentru o singură familie care devine
mama și tatăl unui copil cu multiple probleme în zona craniofacială, dar care trebuie să își revină din depresia în care îi aruncă această malformație congenitală și să încerce să se adreseze unei echipe pluridisciplinare, interdisciplinare, cum vreți să-i spuneți, de doctori care se vor ocupa în fiecare an de copilul lor. Probabil primul este un ortodont ca mine, care reușește să-i facă copilului în prima săptămână de viață, cel mai rar, într-o lună întreagă, un aparat care să-l ajute să mănânce la fel de normal ca și copiii care nu au despicătură labiomaxilopalatină. Nu e ușor pentru ortodont să facă lucrul ăsta. Există riscuri la manopera de amprentă, dar sistemul medical în care funcționăm ne permite să creăm echipe interdisciplinare. Eu am reușit să fac echipă cu cei de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, unde această manoperă dificilă pentru copil de amprentare se execută sub anestezie generală. Alături de mine este un anestezist care se preocupă doar de menținerea funcțiilor vitale, de se asigură că copilul respiră în timpul amprentei, pentru că este evident că materialul meu de amprentă va trece din gură în nas și asta perturbă respirația pe perioada amprentei pe care o execut. E nevoie însă și de tehnicieni care să mă ajute să fac aceste aparate, pentru că, deși par simple, sunt foarte mici, au nevoie de niște detalii milimetrice pe care le pot aduce din sala de operație cu mai multă ușurință, pentru că copilul anesteziat îmi permite să fiu atentă la toate detaliile, să am o amprentă de bună calitate sau să o repet dacă nu a ieșit bine pe prima, de prima oară. Pot să mă fac măsurători, pot să fac desene, pot să ajut tehnicianul cu foarte multe informații, în așa fel încât plăcuța pe care o facem să fie foarte ușor de adaptat și foarte fezabilă pentru nou-născut. Aici, în cabinet, ortodontul va trebui să stea de vorbă cu mama despre foarte multe elemente, despre cum se pune plăcuța, despre cum se periază plăcuța, despre cum se alimentează copilul. Ne aflăm în situația în care trebuie să le explicăm mamelor ce fel de biberon trebuie să aleagă pentru copilul lor. Și e greu să alegi un biberon pentru un copil cu despicătură, în primul rând pentru că nu există un flux continuu de aprovizionare cu astfel de produse. Gura de lup sau buza de iepure deformează copilul, deranjează funcțiile orale și nazale. Cele mai afectate sunt hrănirea la sân, auzul, dinții, vorbirea. Copilul are nevoie de o atenție specială, însă în România nu se acordă o atenție specială a acestei boli. Afară există foarte multe asociații non-guvernamentale care asigură suportul psihologic pentru mamă și ajutorul necesar ca ele să nu trebuiască să alerge dintr-o parte într alta să găsească ceea ce este necesar pentru copilul lor. În România nu avem, din păcate, o echipă de despicătură, nici în momentul ăsta, în 2016, nu aveam nici în 2006 când am participat, România a fost reprezentantă la Eurocleft. Și întrebată de cei de la Eurocleft câte echipe de despicătură labiomaxilopalatină există în România, doamna profesor n-a putut să prezinte nici măcar una. Nici în 2006 și nici astăzi în 2016 nu avem cadru legal în care o echipă completă de despicătură labiomaxilopalatină, o echipă de cleft, cum se numește afară, să funcționeze în același loc, să preia un copil de la prima zi de viață și să încheie tratamentul lui la ultima intervenție pe care o are de făcut. Noi alergăm pacientul între medicii care funcționează ca o echipă de cleft, dar nu le asigurăm un loc unic în care să-i vedem de la cap până la coadă. Puțin noroc, România nu este nici pe locurile fruntașe, nici în jumătatea medie a plutonului, este mai spre... este în categoria țărilor cu o frecvență mică a acestor accidente. În Iași, de exemplu, copiii cu despicătură labiomaxilopalatină se lasc pe bază de legea seriilor în două luni ale anului, în iunie și în octombrie, începutul lui noiembrie. În rest, pe tot parcursul anului nu există nicio naștere de copil cu despicătură labiomaxilopalatină. Un coleg de-al nostru de la genetică, care a fost multă vreme aici în universitate, profesor pentru, la studenții de la Facultatea de Medicină Dentară, spunea că se leagă această lege a seriilor, se leagă de
perioada de octombrie a mustului și de perioada de Valentine's Day, când felul în care românii se bucură perturbă organogeneza copilului care se va naște. Nu știu dacă e adevărat, nu știu dacă sunt suficiente datele pe care le-a prezentat domnul profesor, dar e sigur că în ultimii 10-12 ani de când mă ocup de problema asta, în fiecare lună iunie și în fiecare lună octombrie, am seamă aici în cabinetul nou născut cu astfel de anomalie. Cheiloschizis sau buza de iepure este de obicei remarcabil și ușor de diagnosticat. Boala ar putea fi diagnosticată în timpul testului cu ultrasunete sau al ecografiei, în timp ce copilul este încă în pântecele mamei. Deși palatoschizisul este imperceptibil în timpul testului, diagnosticul este confirmat în timpul examenului de după nașterea copilului. Uneori, defectele mici ale palatului pot fi diagnosticate în anii următori de viață. În mod normal, ultima intervenție chirurgicală care încheie, aduce beneficii estetice maxime și rezolvă problema despicăturii labio-maxilopalatine, se practică după terminarea creșterii maxilarului, la 18-19 ani. Este o intervenție complexă de chirurgie ortognatică, la care copiii în România se pare că nu au încă acces cu foarte mult succes. 16 ani de asistență medicală continuă, anuală, pentru copilul de despicătură, nu pot fi asigurate în condițiile în care Casa Națională de Asigurări nu își pune problema câți bani sunt necesari ca acest copil să treacă prin toate intervențiile chirurgicale necesare lui, prin toate intervențiile ortodontice necesare lui, prin toate intervențiile de logopedie care îl fac să se angreneze normal în școală, în mediul social. Copilul cu despicătură este asistat în România din aceleași fonduri, cu aceleași fonduri cu care este asistat copilul perfect normal în România. E imposibil să-i asigurăm cele mai bune servicii. Trebuie un program național, cum avem programe naționale pentru toate bolile grave care au nevoie de asistență prelungită, de mijloace speciale care să le asigure viața. Dar se pare că în România nu există încă acest interes. Nimeni n-a reușit să mobilizeze Ministerul Sănătății să ia în considerație și această malformație chirurgică congenitală. Copilul se dezvoltă normal din toate punctele de vedere, deși mănâncă cu dificultate. Din cauza comunicării între cavitatea bucală și cea nazală, fluxul de aer este diferit și asta împiedică emisia anumitor sunete. În plus, limba nu poate fi sprijinită pe cerul gurii, așa cum este nevoie pentru a pronunța anumite sunete și grupuri de sunete. Ajutorul din partea unui logoped este necesar, precum și cooperarea părinților în a-l ajuta să repete sunetele mai dificile și să nu renunțe să vorbească chiar și în momentul în care copilul își dă seama că nu-i iese. De asemenea, relațiile cu ceilalți copii, tentați să-l respingă din cauza faptului că nu înțeleg ce vorbește, va trebui mediată uneori de părinte. În multe cazuri, mama îndeplinește rolul de traducător, ea fiind singura care înțelege ce spune copilul sau intuiește ce vrea să spună. De ce e important să le punem aparatele astea și de ce este important să îi ajutăm să mănânce bine? Pentru că trebuie să crească suficient ca să intre la prima intervenție chirurgicală reparatorie pentru buză, care se numește cheiloplastie. Această intervenție este de obicei făcută în lumea întreagă de chirurgi plasticieni, de chirurgi pediatri, de chirurgi craniofaciali. La noi în Iași sunt foarte mulți chirurgi pediatri care execută chirurgia labială prin foarte multe tehnici, prin tehnici mai vechi de Lervo, prin tehnicile moderne, Onizuka, Tennyson. Foarte multă vreme tratamentul despicăturilor nu a putut fi standardizat. Erau foarte multe centre de clefs care operau fiecare după o tehnică. În 2006, un proiect european, multicentric, între mari echipe de cleft din Marea Britanie, din țările nordice, din Statele Unite, a reușit să standardizeze intervențiile chirurgicale care sunt necesare, etapizarea intervențiilor terapeutice necesare copilului cu despicătură și ne-a propus un protocol care în acest moment este ferm aplicat în marea majoritate a centrelor de cleft în Europa.
S-a selectat pentru intervenția de cheiloplastie tehnica Millard, care aduce cea mai bună afrontare a buzei dehiscente și un aspect aproape normal al arcului lui Cupidon. Dar toate studiile care se fac în domeniu arată că același chirurg are 100 de rezultate diferite cu aceeași tehnică pentru 100 de copii diferiți. Nu există nicio explicație. Aceeași tehnică, aceeași mână operatorie, copilul este cel care influențează rezultatul terapeutic, se pare. După 2 ani, când facem următoarea intervenție chirurgicală și bolta palatină devine compactă printr-o intervenție chirurgicală mai complexă și de mai lungă durată, toți copiii ar trebui să reușească să funcționeze normal. Trebuie doar ajutați în direcția asta. În România, din păcate, nu avem logopezi care să fie specializați în domeniul ăsta. Ei trebuie să învețe să pronunțe corect. Au adesea niște voci nazonate pentru că nasul scapă, aerul scapă pe traseul ăsta al dehiscenței gură-nas, vorbesc foarte închis, pronunț greșit niște cuvinte, nu se aud bine când se duc la școală și asta este ceea ce îi marginalizează social. Ei nu au nicio problemă de nivel intelectual, ci doar un handicap al vorbirii care, și al aspectului facial, probabil, care îi marginalizează. Orice copil ar trebui, este un copil perfect normal, cu o problemă care se desfășoară, a cărei rezolvare este în desfășurare, doar că societatea românească, ca toate societățile civile, nu e pregătită întotdeauna să-i dea un loc normal, printre copiii normali, unde și are locul, de altfel. Copilul cu aceste boli are o evoluție normală din punct de vedere al inteligenței, al jocului, al dezvoltării emoționale, dornic să intre în relație cu alți copii, curios, plin de energie, ca orice copil. El are nevoie de ajutor, fie la intrarea în grădiniță, când este greu să se facă înțeles, fie la intrarea în școală, dacă până atunci problemele nu s-au rezolvat. De asemenea, pregătirea psihologică pentru intervențiile chirurgicale nu trebuie să lipsească, ele având un potențial traumatic și putând lăsa urmări adânci în psihicul fragil al copilului. Că țările nordice dețin golden standardul de îngrijiri la pacientul cu despicătură în Europa și în ultima vreme în lume. Ei sunt și cei care au un număr foarte mare de copii cu despicătură. Ei asistă cel mai bine, da? Asta, de părerea asta, sunt specialiști din toată lumea și totuși echipele de cleft din țările norvegiene sunt absolut disperate de numărul mare al sinuciderilor în rândul copiilor cu despicătură labiomaxilopalatină la 18 ani, când li s-a terminat tratamentul. De partea psihologică a copiilor ăstora trebuie să se ocupe cineva și în partea și în România. De partea logopedică, de educarea vorbirii. Există ortodonți care se ocupă de problemele lor dentare. Noi reușim să le facem dinții chiar așa mal poziționați, grav mal poziționați cum sunt. În 2 etape de tratament ortodontic ajungem să reușim să îi echilibrăm. Sunt însă multe intervenții chirurgicale, aproape 6 intervenții chirurgicale care trebuie obligatoriu executate ca să putem să recuperăm aspectul și funcția aparatului dentomaxilar. Jocul ăsta în care în fiecare an trebuie să te duci la un specialist, fie că este vorba de un ortodont, de un chirurg, de un logoped, de un orelist, de un pedodont, de un protetician, de un chirurg maxilofacial, epuizează echipa părinte-copil în România. E foarte greu să respecte toți pașii ăștia terapeutici. Acupunctura este o specialitate medicală ce aparține domeniului vast al medicinei tradiționale chineze. Această artă de diagnosticare, prevenire și tratament a bolilor are o vechime de peste 5.000 de ani. Țara de origine este China, unde ea poate fi considerată ca o emblemă medicală. Ulterior s-a extins și în țările din vecinătate, Japonia, Coreea, India, Vietnam, precum și alte țări asiatice. Primele tratate chinezești au fost scrise cu cel puțin 2000-3000 de ani în urmă, cea mai importantă fiind canonul medicinei, iar autorii acestor tratate fiind capi de școală și medici consultanți ai împăratului, având rang de ministru. Deși veche de mii de ani în îndepărtatul Orient, practica acupuncturii este destul de nouă la noi. Se încearcă prin acest tip de terapie
să se trateze sau măcar să se amelioreze o mulțime de boli. Este bine să știți că în cadrul Spitalului de Recuperare din Iași există un cabinet de acupunctură unde medicul neurolog Doru Baltag îi ajută pe bolnavi să se trateze sau să le amelioreze anumite afecțiuni. Acupunctura nu este un panaceu universal. Orientalii folosesc acupunctura în scop profilactic. Ei se duc la acupunctor pentru a afla dacă sunt amenințați de vreun dezechilibru energetic și acționează profilactic. Europenii se îmbolnăvesc și după aceea ajung la acupunctor. Acupunctura este o metodă care poate să ajute sau nu ajută. Nu face rău nici într-un caz. Sunt situații în care există un dezechilibru energetic și dacă se acționează într-un astfel de moment, poți rezolva un simptom, care poate să fie cefalee, insomnie, durere lombară, durere cervicală, nevralgie de trigemen, nevralgie de glosofaringian, pareză facială. Eu m-am referit la o patologie neurologică sau conexă cu neurologia pentru că e domeniul principal de activitate. Nu pot să spun că fac acupunctură pentru toate afecțiunile. Dacă există o modificare organică, o artroză avansată, un proces tumoral, acupunctura nu are niciun efect. Frecvent vin persoane care spun, am o discopatie lombară, am luat antiinflamatorii, am ulcer gastric și am făcut și o hepatită cronică. Nu mai pot lua antiinflamatorii, fizioterapia este ineficientă, neurochirurgul încă nu mă operează, n-a rămas decât acupunctura ca mijloc terapeutic. Cu siguranță ați auzit că acupunctura te poate ajuta să te lași de fumat sau să pierzi kilogramele în plus. Vă dezamăgim, dar vă spunem că doar singura acupunctura nu ajută. Depinde foarte mult de voința dumneavoastră de schimbarea unor obiceiuri nesănătoase. Mai importantă decât acupunctura este voința fumătorului. Acupunctura poate stimula într-un fel voința, dar nu poate să depășească ca și importanță temperamentul și ceea ce ține de voința fumătorului. Există mai multe metode de acupunctură. Eu folosesc plasarea unei pioneze într-o anumită zonă din urechea de pe partea dominantă a pacientului. Pioneza se lasă 7 zile, timp în care scade apetitul pentru fumat al persoanei purtătoare. Asta se întâmplă cam la 2/3 din cazuri. O treime aș zice că este non-responsivă la această metodă. Efectul este tranzitoriu. Efectul ține, să zicem, 3-4 săptămâni, după care, relativ frecvent, pacienții revin la obiceiul lor. Voința este factorul cel mai important. Cam același raționament există pentru obezitate, de exemplu. Vin pacienți care doresc acupunctură pentru combaterea obezității, se pune pioneza, dar tot raportul dintre ingestia de alimente și mișcare este factorul decisiv. Acupunctura rămâne un adjuvant și pentru fumat și pentru obezitate. În finalul emisiunii vom vorbi despre acțiunea benefică a citricilor asupra organismului uman. Portocalele, mandarinele, grapefruit sau fructele de pomelo sunt bogate în compuși numiți flavonoizi cu proprietăți anticancerigene. Aceste substanțe importante s-au dovedit eficiente în inhibarea proliferării celulelor cancerigene și în prevenirea expansiunii tumorilor în organism. Studiile mai arată că flavonoizii din citrice protejează și împotriva bolilor de inimă, precum ateroscleroza și boala coronariană periferică. Vitamina C, acidul folic și potasiul din citrice sunt alți nutrienți care contribuie la menținerea sănătății generale. Cele mai populare citrice din lume, portocalele, sunt bogate în limonoizi citrici,
substanțe care luptă împotriva mai multor tipuri de cancer, printre care se numără melanomul, cancerul pulmonar, cancerul mamar, cancerul stomacal și cancerul de colon. Sucul portocalelor reduce riscul formării calculilor renali și a instalării bolilor de rinichi. Două studii de specialitate japoneze au demonstrat că persoanele care beau în mod regulat cantități moderate de suc de portocale își reduc substanțial riscul de cancer hepatic datorită aportului bogat de carotenoizi. Întrucât sunt bogate în fibre solubile, portocalele ajută și la reducerea nivelului total de colesterol. Potasiul, un mineral electrolit care se regăsește în portocale, contribuie la menținerea funcției cardiace în parametri optimi. Când nivelul potasiului scade, se instalează aritmiile. Vitamina C este esențială sistemului imunitar, fortificându-l și reducând nivelul inflamațiilor în organism. În plus, studiile arată că abundența de polifenol din portocale protejează împotriva infecțiilor virale. Carotenoizii din portocale, compuși ai vitaminei A, sunt aliații unei vederi sănătoase și previn instalarea degenerării maculării la vârste înaintate. Tot portocalele reglează presiunea arterială cu ajutorul flavonoidului numit hesperida și magneziului și mențin sănătatea și frumusețea pielii prin aportul generos de antioxidanți. Dulci și zemoase, mandarinele conțin o listă impresionantă de nutrienți esențiali, vitamine, minerale și antioxidanți necesari unei stări de sănătate depline. Cu doar 53 de calorii pentru fiecare 100 de grame consumate, mandarinele sunt alimente excelente pentru reducerea greutății și menținerea unui număr optim de kilograme. Mandarinele sunt surse prețioase de flavonoizi precum naringenina, naringina, hesperentina, vitamina A, caroteni, xantina și luteina, antioxidanți eficienți în prevenirea îmbolnăvirii organismului. Cantitatea lor o depășește pe cea regăsită în portocale. Ca orice fruct din familia citricelor, mandarinele conțin din plin vitamina C, având acțiune antivirală și anticancerigenă. Nutrientul este necesar sintezei colagenului în corp, ajută la vindecarea mai rapidă a rănilor, previne instalarea bolilor neurovegetative și participă la absorbția fierului în corp. Fibrele solubile și insolubile din mandarine previn acumularea colesterolului în intestine și ajută la eliminarea completă a rezidurilor alimentare din corp. Fructele de grapefruit, în special cele cu pulpă roșie, furnizează o cantitate importantă de vitamina C. Grapefruitul conține un tip de enzime care ard grăsimile, furnizează lichidul organismului și foarte puțin sodiu. Aceste trei caracteristici combinate transformă fructele de grapefruit într-un aliment excelent pentru stimularea metabolismului, o condiție esențială pentru pierderea în greutate. Acidul salicilic din fructele de grapefruit ajută la descompunerea calciului anorganic din corp, care ajunge să se acumuleze la nivelul cartilajelor încheieturilor, degenerând în boli articulare. Simptomele artritei pot fi ameliorate cu ajutorul sucului de grapefruit, amestecat cu cantități mici de oțet din cidru. Tot acidul salicilic din fructele de grapefruit are și un bun efect antiseptic, tratând infecțiile bacteriene și fungice. Licopenul din grapefruitul roșu este antioxidant puternic cu efect anticancerigen. Aceleași citrice sunt cunoscute pentru efectul lor de reducere a nivelului de colesterol și pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului gastrointestinal. Devenit tot mai popular în rândul consumatorilor români, fructul pomelo se remarcă nu doar prin pulpa voluminoasă, dulcea măruie, ci și prin beneficiile pe care le aduce sănătății. Vitamina C din fructele de pomelo crește nivelul de aciditate din tractul urinar, împiedicând bacteriile să se mai dezvolte și grăbind vindecarea în cazul instalării unei infecții la acest nivel. Enzimele active și antioxidanții din fructele de pomelo intervin activ în procesul vindecării unei răni, crescând nivelul de colagen din piele, respectiv flexibilitatea țesutului cutanat. Fructele de pomelo completează rezervele organismului de vitamina C, necesară pentru producția de colagen, dar și pentru dantura sănătoasă, ferită de pericolul apariției afecțiunilor gingivale.
Vitamina C din fructele de pomelo asistă absorpția corectă a fierului în organism, mineralul indispensabil producției de celule roșii în sânge. Studiile arată că pulpa fructelor de pomelo poate îmbunătăți densitatea osoasă și poate scade riscul apariției fragilității osoase. Ultimele cercetări privind dieta mediteraneană, care include un consum mare de citrice, este asociată unui risc scăzut de apariție a cancerului de sân, pulmonar, pancreatic, de colon, de rect și de col uterin. S-a demonstrat că toate citricele conțin numeroși agenți anticancerigeni, poate mai mult decât orice alt aliment. Așadar, nu ezitați să consumați citrice, dar atenție dacă suferiți de ulcer peptic sau duodenal, gastrită sau pancreatită cronică. Totodată, cercetătorii estimează că peste 85% din medicamente interacționează cu grapefruitul, printre care 43% într-un mod periculos. Consumarea unui singur grapefruit sau a doar 200 de mililitri de suc de grapefruit ar putea fi suficient pentru a altera într-un mod semnificativ concentrația medicamentelor din corpul unui pacient. Aici se încheie o nouă ediție a emisiunii Un zâmbet sănătos. Săptămâna viitoare vom vorbi despre oboseala cronică, extracția dentară la copii și vom afla mai multe despre aloe vera, planta considerată a fi un adevărat miracol. Sunt dr. Tony Andor Cigu, până la nouă întâlnire vă urez să aveți un zâmbet sănătos!